0-3 cu juniorii a Emilia al Bailea după un meci în care echipa pe care antrenez, Sportul Pianu, a prestat un fotbal cel puțin mie mi-a plăcut. Felicitări echipei Unirea, băieți foarte buni, tineri, talentați, așteptam să ne alerge extrem de mult, s-a întâmplat a doua repriză, în special au și marcat pe greșeli de portar și greșeli de fundaș la noi, dar foarte bun, mi-au plăcut. Da, pe fondul ăsta sunt foarte mulțumit și de echipa noastră, mai ales prima repriză. Am avut mai mult posesie, jocul a fost mai mult în jumătatea adversă de teren. Din păcate, multe ocazii nefinalizate precis și a lipsit golul. Asta e singura nemulțumire. În rest, se vede ce am lucrat la antrenamente, posesia e bună, relațiile de joc se leagă. Sunt mulțumit. Ce urmează pentru Sportul Pianu? Având în vedere că în două săptămâni într-o săptămână, de fapt, începeți meciul oficial. Aveți un obiectiv stabilit sau la ce te aștepți? Eu abordez orice competiție cu dorința de a câștiga fiecare meci. Unde o să ne duc asta rămâne de văzut. Din partea conducerii clubului este declarat ca și obiectiv promovarea în Liga 4. Și luptăm pentru asta. Sper de săptămâna viitoare să mai vină două întăriri. Și da, vrem să abordăm lupta pentru promovare. Dacă ar fi să jucăm la pariuri, primul meci de azi într-o săptămână cu Orient Grandiana, la ora 17 la Piana. Ar trebui să punem unul solid? Da, având în vedere că oaspeții sunt primul an în campionat, da, cred că este unul solid. Programul întreg ne avantajează, avem meciuri mai ușor de abordat în prima parte, urmând ca echipele grele să ne întâlnim spre sfârșitul turului și asta ne ajută. Ne ajută. Avem timp mai mult să legăm relațiile, să ne reglăm precizia, tirul la poartă și avem un program care ne avantajează. Vă mulțumim și în afară de mult succes. Mulțumim foarte mult!